Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip. În acest video o să vorbim despre motoarele în doi timpi, despre rezonatorul acestora, motoarele de cross, special de doi timpi, despre rezonator, de ce are forma aceasta și o să îndreptăm unul. Mulți dintre voi vă întrebați de ce are forma aceasta așa ciudată, e forma unui cimpoi, asta se găsește numai la motoarele în doi timpi. Ei bine, forma aceasta este pentru a mări compresia motorului, mărește rata de compresie. Acestea au nevoie de un pic de rezistență la evacuare, nu trebuie să fie o țeavă dreaptă care să permită gazelor să iasă frumos din motor fără să opună rezistență. După cum vă spuneam, forma lui influențează foarte mult puterea motorului, rata de compresie, astfel orice îndoitură, fie bine, nu cele mai mici, dar cum este aceasta, care este destul de pronunțată, acesta influențează modul de circulație al gazelor în rezonator și astfel influențează și rata de compresie. De aceea este foarte important la motoarele în doi timpi să avem un rezonator cum este el din fabrică, să nu aibă îndoituri foarte mari. După cum observați, acesta, mai ales aici la gât, este foarte, foarte strangulat. Se vede, este foarte lovit, da, pe toate părțile și toate aceste îndoituri, v-am spus, influențează rata de compresie. Acum, pentru a îndrepta acest rezonator, vom folosi o pompă hidraulică, da, este o pompă de la Hydraforce. Aceasta ajunge până la 700 PSI, da, este o presiune destul de mare și vom încerca să-l îndreptăm. Nu va ieși ca nou din fabrică, dar vor ieși îndoiturile acestea mari care influențează circulația gazelor în rezonator. Ce trebuie să facem pentru acest lucru? Pentru acest lucru avem două cuple, una se pune în partea dinspre finală, dinspre silencer și una în partea dinspre cilindru. Prima oară, automat trebuie să curățăm foarte bine ca să etanșeze corect și iarăși foarte important este să inspectăm rezonatorul. Acesta este unul destul de nou, este 2017-2018, de la un 250-300 KTM. Așa, deci nu este problemă, dar la cele mai vechi este problemă dacă, de exemplu, este sudat, se poate rupe sudura, sparge sau efectiv tabla să nu mai reziste la o asemenea presiune și să aveți surpriza, în loc să faceți un lucru bun, să reparați ceva, mai rău să stricați. De aceea este foarte important să inspectăm și să curățăm înainte rezonatorul pe toate părțile. Îl inspectăm foarte bine la suduri. V-am spus, dacă este un pic de fisură, aceasta poate duce la o ruptură mult mai mare atunci când vom aplica o presiune destul de mare. Acesta este ok, l-am inspectat. Urmează să curățăm ambele orificii. Vom aplica un spray de curățat. Da? Eventual cu o perie de sârmă sau pur și simplu cu o cârpă. Le curățăm bine ambele și revenim. În partea aceasta, normal, sunt niște o-ringuri, ar fi bine să le îndepărtați sau să fiți foarte atenți să nu le rupeți. Așa, noi le-am îndepărtat.
curățăm la fel și în partea aceasta. Este perfect. Acum nu rămâne decât să umplem cu apă și să, o să vedeți, o să etanșăm bine în ambele părți. I-am făcut niște semne ca să vedem mai bine unde anume sunt îndoiturile și cum vor arăta după. Da? Haideți să ne apucăm de treabă. Ok, umplem cu apă pe partea aceasta. Ok, venim cu capătul, retanșez aici. Strânge foarte bine. Așa, acum vom pune apă în continuare prin partea cealaltă. Ok, am ajuns până aproape sus de tot. Așa. Acum îi punem și celălalt capăt. Trebuie să avem grijă să intre foarte bine până când ajunge la o-ring. Are un o-ring înăuntru. Acum strângem. Da. Avem destrâns aici cu ok și avem ok de la ea de ținut contra. S-a strâns foarte bine. Și aici sus avem un aerisitor. Este foarte important să scoatem tot aerul din ea. Vom scoate tot aerul plimbând-o dintr-o parte în alta. Având această formă, aerul poate să rămână de aici. Trebuie să ajungem cu aerul până în capătul de sus. Aveți grijă că aici este o garnitură, o șaibă, să-i spunem, de cupru. Așa, acum plimbăm bine în toate părțile. Învârtim ca să fim siguri că scoatem tot aerul. Da, facem asta de 2-3 ori, încât să fim siguri că am scos tot aerul. Da. Așa, acum o să dăm puțin la pompă. Aveți grijă că vă poate stropi. Ok, gata. Acum punem șurubul înapoi. După ce am făcut aerisirea corect, îl strângem. Așa, și acum nu rămâne decât să dăm la pompă și să vedem ce se întâmplă. Așezăm într-o formă în care să vedem și într-o poziție în care să vedem și ce se întâmplă.
și haide să pun. Începe să crească presiunea. Deci am ajuns deja la 100 PSI. Uitați cum se mișcă. Am ajuns undeva la 250 PSI. Aici deja a început să se îndrepte. Avem 400 PSI. Deja începe să scoată sunete. Apropiem de 500 PSI. Aici îndoiturile mici au revenit. Mai avem una mică aici. Gâtul începe să-și revină. S-a torsionat foarte mult față de forma inițială. La ciocane pe unde mai este nevoie. Deci uitați-vă aici, era o înduitură foarte mare. Este aproape perfectă. Este aproape perfect. Da. Partea de aici e jos. Ok, cam asta a ieșit. Haideți că vă pun și o poză să vedeți înainte și după. Vă mulțumim pentru vizionare. Dacă doriți, o să lăsăm niște detalii în descriere, cum cam cât costă o astfel de operațiune și cum se poate realiza. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.